Competițiile de arte marțiale au intrat în vacanță, nu și sportivii. La Giurgiu, elevii profesorului Ion Chelu se antrenează din greu pentru examenele de centură. Perioada asta am avut mai multe programe de pregătire, un stagiu de pregătire la Campo, la Mare, am avut 10 sportivi care au participat la acest stagiu de o săptămână de zile. În continuare cu ceilalți sportivi continuăm pregătirea pentru examenul de centură. Sunt destul de numeroși, sunt foarte mulți sportivi începători care susțin examenul și cei care susțin gradațiile superioare. O parte dintre sportivii de la Agvila vor participa și la alte stagii de pregătire, de această dată la Jiu-Jitsu. Ele sunt programate atât în România cât și în Serbia. Urmează după 15-20 un stagiu de pregătire la Jiu-Jitsu, stagiu internațional la Moldova Nouă și în Serbia, unde mă voi deplasa cu profesorul sportiv de la clubul nostru și sperăm să fie o experiență destul de plăcută. Majoritatea sportivilor care vor susține examenul de centură în această vară sunt începători, însă printre aceștia se află și doi elevi, profesorul Ion Chelu, care vizează centura neagră. Avem și sportivi care vor susține examenul de centură neagră, dar și sportivi de centură neagră care vor susține examenul de următoarea gradație. De la judo avem pe Șotrocan Andrei, pe Stoian Mihai, deocamdată. Examenele de centură vor avea loc la finele lunii iulie. Competițiile de arte marțiale se vor relua în toamnă.